Realitatea, dacă e să o luăm și la nivel creștin, da? Și la nivel religios, dacă vrei să o iei așa. Din moment ce omul ăla există ca și tine pe fața pământului, înseamnă că a fost acceptat, nu? Cine ești tu să-ți permiți să condamni ceva ce e diferit de tine? Din moment ce a fost acceptat de către Divin. De ce unii oameni se întorc, de pildă, în locurile unde au fost traumatizați, unde au suferit o traumă? De ce vor să retrăiască? Suferința... Asta nu e un sadomasochism? Ba da, suferința le aduce și satisfacție în același timp. Asta e paradoxul dualității în universul ăsta, da? Vorbim despre bun și rău există în același timp. Ce vezi tu e treaba ta. Suferința și plăcerea funcționează exact în același moment. E ceea ce alegi tu să vezi. Și mintea își extrage din suferință și extrage plăcerea. Când ai fost furios ultima oară? Când te-am sunat eu să facem podcast. Cum îți explici că ești unul dintre cele mai răvnite personaje pe canalul meu de YouTube? Cel mai răvnit guru. Bărbații te invidiază, ți invidiază barba, femeile intră în trepidații. Nasc prematur când te văd. Abar n-am. Totuși ai făcut revoluție în online. În scurta perioadă în care ai apărut pe canale. Nu știu dacă e vorba despre revoluție, poate că e vorba despre onestitate. Despre ceea ce este. N-am nicio învățătură care nu-i, să zicem, lumească. Ceva normal. Te consideri un om de succes? În privința asta putem spune că dacă e succes, e consecință. Nu e ceva ce am râvnit sau am muncit pentru el. Eu mi-am făcut treaba mea, restul cu contribuția ta a fost expus contentul și restul e... Dar cum te-ai conturat? Cum ar trebui să se contureze un om ca să ajungă să fie carismatic precum ești tu? Este imposibil. E clar că e imposibil pentru că fiecare e diferit. Însă, în aceeași măsură, fiecare e genial în felul lui. Dacă dă deoparte ceea ce i s-a băgat în cap, legat de cum trebuie să fie sau cum ar trebui să fie, poate ajunge la rădăcina lui, care este strict individuală, strict unică, da? Descoperită sămânța aia, poți să faci o grămadă de lucruri în felul tău. Și asta mi-a fost mie o bucată de vreme ținta. Să ajung să dau deoparte, asta am și făcut în mulți ani de zile în urmă, să dau deoparte tot ceea ce nu mi-aparținea, ce nu era al meu. Și încet, încet a început să iasă la suprafață ceea ce se numește autenticitate sau natural. Și acum este asta. Bineînțeles că e o muncă, să-i spunem așa, e un proces, da? Că nu se întâmplă peste noapte. Deci nu e ceva de genul fă asta, în sensul în care ți-ți dă cineva o rețetă și gata. Nu există rețete pentru asta. Sau dacă există rețete, sunt parțiale. Nu e o rețetă completă. E ceva ce trebuie să iei din diverse locuri, să testezi, să verifici pe cont propriu și după aia, din experiență personală, să ajungi să spui asta e. Cum îi spui unui om care se autosabotează că este un geniu? Drăguț întrebare. Trebuie să-l ajungi să ajungă în punctul în care să vadă cum se autosabotează. Pentru că ai observat de multe ori, când îi spui unui om direct, faci asta, prima reacție este de defensivă. Nu va recunoaște, inițial. Că în spațiul personal, în spațiul lui privat, va spune, băi, ăsta are dreptate, dar poate nu-ți va spune niciodată ție treaba asta. Și atunci, dacă ajungi în punctul în care să zici că vrei să-l ajuți, trebuie să întinzi capcane, să-i spunem așa, da? Prin care el să realizeze că își face singur rău. Când omul realizează că își face singur rău, la un moment dat începe să-și pună întrebări. Dar de ce ajung eu să-mi fac rău? Și de acolo, dacă are un pic de curaj, va veni să te întrebe cum să fac să nu mă mai autosabotez. Că de fapt nu se autosabotează el. Asta e problema. Ci mecanismul lucrează din spate. Eu cred că foarte mulți oameni ajung să conștientizeze, ajung la acel nivel de conștientizare prin care își dau seama că se autosabotează, dar nu pot să depășească, mă rog, acea prăpastie sau acea treaptă. Pentru că trebuie să găsești omul sau metoda potrivită care să te ajute să vezi ceea ce te împinge la autosabotare. Pentru că în spate ai un mecanism, da?
care are niște componente. Componentele astea sunt cele care te determină să faci anumite lucruri. Se numesc reacții, da? De exemplu, cineva îți apasă pe un buton imaginar care există în tine, gen, nu știu, furie, frică, ceva, ambiție, îți sunt apăsate butoanele și tu reacționezi, dar nu reacționezi tu. Reacționează ce în tine, programarea. La un moment dat, cum zici... Autoprogramarea. Nu e autoprogramarea, pentru că tu ai fost programat din exterior, nu te-ai autoprogramat. Deci sunt două faze. Prima fază este programarea din exterior, programarea din familie și socială. Și după aia este un soi de programare personală care ar avea scopul, să zicem, să înlăture programarea inițială. Dar este ca și cum ai pune strat peste strat, programare peste programare. Adică dacă ai program defect, tu mai vii cu un program defect. Începi să combați ceea ce e înrădăcinat foarte adânc și bineînțeles că produci numai erori, dai numai debug-uri. Ori deprogramarea nu se produce sau nu se realizează prin lupta cu vechea programare, ci prin înțelegerea vechii programare. Deci tu trebuie să înțelegi cum ai ajuns să reacționezi. Cum ai ajuns să faci anumite lucruri în mod automat. Când ajungem punctul ăsta... sau ca să ajungi în punctul ăsta, ai nevoie de ajutor. Singur nu reușești. N-ai cum. Prin intermediul cuvintelor poți să-ți rescrii traiectoria subconștientului? Nu. La nivel superficial, da. Există tehnici și metode, cum e NLP-ul, de exemplu, da? Programare neurolingvistică, practic ce vrea să spună? Că tu îți resetezi la nivel sinaptic niște lucruri. Însă gândește-te că tu, în felul ăsta, lucrezi la nivel superficial. Memoria ta emoțională este înglobat în celule, în fiecare celulă din corp. Deci nu în sistemul nervos, la nivelul creierului sau la nivelul corpului. În celulă, în membrană, în nucleu. Partea emoțională aia trebuie reprogramată. De aia nu poți folosești cuvintele. Iar dacă folosești cuvintele, nu cuvântul acționează, ci vibrația din cuvânt. Da? Cantitatea de energie, cum se spune, logos, da? Care prin vibrație penetrează ce este în mijlocul celulei și descarcă tensiunea sau modifică ce e acolo. Deci nu cuvântul în sine. Și există vreo tehnică prin care să încărcăm cu vibrație cuvântul? Da, dar... Mantrele, de exemplu, au rolul de a ne încărca cu vibrație? Au rolul, dar există mantre de curățare și mantre de încărcare. Nu fac același lucru. O mantră nu face același lucru. Ori tu, în primă fază, ai nevoie să cureți. E ca o casă, da? Tu vrei să locuiești într-o casă curată. Ce trebuie să faci întâi? Ordine. Și trebuie să pui totul la punct așa cum îți dorești tu. Adică dacă a stat cineva înainte în casa aia, tu o să vii și o să remodelezi totul. Abia după aia îți păstrezi casa cum vrei tu. Exact așa se întâmplă și în interiorul tău. Trebuie să dai deoparte deprogramarea asta emoțională veche, care te condiționează să răspunzi într-un anumit fel la stimuli și abia după aia pe baza a ceea ce vrei tu să faci, să faci. Dar? Să presupunem că ești angajat la o firmă de deratizare, dezinfecții și dezinsecții. Cum îți deratizezi și dezinfectezi subconștientul? Metoda în trei pași. 1. Să conștientizezi că ai o problemă. 2. Asta cei mai mulți o fac. Cel puțin oamenii cu care am contact, da, o fac. Deci asta ar fi primul pas. Al doilea, să apelezi la cineva care știe ce face. Și al treilea, să te ții de treabă. Până ți iese. Ieri am vorbit și cu Menis și îmi spunea: domnule, trebuie să ai acces la o entitate, la un om, la un maestru care să te ajute. Astăzi mă întâlnesc cu tine și îmi spui același lucru. Păi da, pentru că este și experiența mea. Adică tu poți să faci anumite lucruri până într-un anumit moment, când propria ta minte nu te mai poate ajuta, pentru că n-are experiența necesară. Tu, în bagajul tău informațional, în memorie, ai stocate niște informații limitate. În funcție de ceea ce ai experimentat. Ai nevoie de cineva care a depășit nivelul ăla de înțelegere al tău personal ca să poată să te ajute să treci dincolo de tine. Nici o minte nu-și poate rezolva problemele ea singură. Dacă nu-ți dai seama că n-ai dat peste un prost, poate tu cauți un maestru, cauți un salvator, dar el este mai bolnav decât tine. Există și aici. Este o poveste extraordinar de frumoasă din cultura indiană, da? Cu care eu sunt mare, la care sunt mare fan. Un maestru, un tip se duce să-și caute un maestru,
în prima fază a căutării așa se întâmplă, ești foarte entuziast, când îți dai tu seama că trebuie să faci ceva cu tine, da? Și găsește un omuleț care stătea sub un, brad, sub un copac și bineînțeles că fiind singurul de pe drum, atrage atenția și duce și-l întreabă. Auzi, moșulică, unde găsesc eu un maestru? Și ăsta îi spune, păi trebuie să mergi multă vreme și te duci și încolo și la stânga și la dreapta peste și se duce ăsta și trec 20 de ani așa. Și după ce a făcut drumul ăsta, ghici unde ajunge? Înapoi în același loc, moșul iar era sub copac. Și ăsta îl întreabă, cum adică m-ai trimis tot la tine? Păi dar de ce nu mi-ai spus din prima? Pentru că n-aveai ochi să vezi și urechi să auzi. Ce se întâmplă? În procesul ăsta de maturizare, trecând din greșeală în greșeală și din om în om, tu ajungi la punctul la care să-ți rafinezi instinctul. Să-ți dai seama cu cine ai de face din start. Să știi dacă omul te poate ajuta sau nu. Și de obicei, când ai de face cu cine trebuie, respectivul sau respectiva, da? Că poate să fie de orice sex, n-are important, poate să fie și un câine, ca și cu Diogene, da? Diogene care s-a iluminat văzând un câine că sare în apă în pielea goală, da? Și el atunci spune, ia uite mă, cât de îmbrăcat eu, cât de îmbrăcat sunt și mă chinui să mă iluminez. S-a dezbrăcat, a sărit în apă și bine, mersi, s-a rezolvat problema. Deci, oricine este cel care te ajută, în preajma lui vei avea întotdeauna senzația de pace, de liniște, de relaxare. Nu durează mult. E o milionime de secundă, dar este suficient ca să te ducă pe drum. Că după momentul ăla o să urmezi agitație. Da, dar de ce, dar cum, rezistență, dar nu vreau, dar... Ideea este că în clipa în care te apropii de cel care trebuie, pur și simplu știi că este exact ce trebuie. Însă, pentru asta ai nevoie de acest proces. Dar dacă maestrul care stă sub brada, cel bătrân, suntem noi și ne dăm seama într-un final că, domnule, am căutat toți maestrii și am ajuns doar la maestrul din mine, din interiorul meu, să dezvolt puțin. Când simți că nu mai poți rezona cu niciun maestru, că nu mai ai nevoie de nicio carte, că nu mai ai nevoie de niciun podcast, că nu mai vrei să vezi pe nimeni în afară de tine. De ce ajungem în situația asta? În situația în care să avem nevoie de noi? Prima fază a căutării este întotdeauna legată de informație de natură intelectuală. Cauți informație de natură logică care să te ajute să pricepi anumite lucruri. Al doilea nivel este cel intuitiv. Nu mai ai nevoie de informații. De felul ăsta. E alt tip de informații, ceva mult mai subtil. Nu o sesizezi la nivel intelectual. Mintea ta nici măcar nu pricepe ce se întâmplă și abia după aia încearcă să interpreteze ce s-a întâmplat. Dacă se întâmplă ceva. Și a treia fază este când dispare inclusiv aspectul ăsta de înțelegere intuitivă. Nu mai are cine să înțeleagă, nu mai e nimic de înțeles. Însă în primă fază ai nevoie de informații de natură intelectuală. Și de aceea, de exemplu, în materiale, eu vorbesc în materiale. Tocmai pentru că știu că în zona în care stăm noi, ne aflăm noi, sunt foarte mulți oameni care sunt educați să lucreze aici, la nivel intelectual. Și ce face? Îi iei de la nivel intelectual și prin practică, prin explicație, prin teorie, îi duci aici, la nivel intuitiv. După nivelul intuitiv, dacă se apropie de tine, trecem mai departe. Că și la nivel intuitiv este de lucrat ceva. Adică trebuie să stabilizezi anumite lucruri, trebuie să te maturizezi. Și procesul ăsta se întâmplă, bineînțeles, într-un anumit timp, pentru fiecare diferit. Însă, treaba asta cu de ce e nevoie sau cum ajungi la tine, într-un final ajungi la tine. Însă nu la nivel intelectual. La nivel intelectual nu vei ajunge niciodată la tine și chiar nici la nivel intuitiv. Vei ajunge la tine abia după ce găsești pe cineva care să te scoată din tine, din toate filmele pe care le ai în cap. Să te aducă, să spunem așa, cu picioarele pe pământ și cu capul în nori. Dar ce se întâmplă în situația în care vrei să-ți substitui maestrul cu droguri? Mulți oameni apelează la droguri ca să dobândească, nu la droguri, la psihedelici, de exemplu. Da, tot să droguri sunt. Tot să dobândească un nivel superior de înțelegere. Psihedelicele, în mod special, mai ales acum după ce s-au liberalizat cât de cât, trezesc foarte multă curiozitate, știi de ce? Pentru că îți oferă o cale scurtă.
adică scurtează drumul pentru o perioadă foarte scurtă de timp, îți dau senzația că pf, extraordinar. Pe vremuri, instrumentele astea se foloseau și se folosesc astăzi, de exemplu, lumea șamanică, da? Șamanii le folosesc, dar în anumite condiții. Nu oricând, nu în orice context. Nu te duci la ei din curiozitate. Și șamanul șaman, de exemplu, lucrează cu tine doar dacă te vede că ai ajuns la un anumit nivel de înțelegere. Și în contextul în care vede că mintea ți este blocată la nivel intelectual, pentru a te ajuta să faci un salt dincolo, să vezi că există o lume dincolo de logică, te ajută cu ciuperci sau cu ayahuasca sau cu, nu știu, orice alt instrument. Dar asta se întâmplă cel mult, eu știu, o dată de două ori. Când vede că ai obținut ce trebuia, trece înapoi la partea clasică a practicii. Deci nu e un instrument pe care să-l folosești constant pentru a rămâne în extaz. Cum fac mulți, că se duc și fac de 20 de ori, de 30 de ori sau de 10-15 ori ayahuasca. Păi asta e fugă de lume. Asta e fugă de realitate. Practic, tu te izolezi de propria ta suferință, încercând să compensezi cu cantități enorme de DMT, pe care creierul tău le secretă, da? Adică fugi de suferință încercând să te droghezi cu ceva ce pare spiritual. Nu e nimic spiritual în asta. E fugă de suferință. Ori tu trebuie să-ți rezolvi suferința prin metode tradiționale. Psihoterapie, psihanaliză, eu știu, instrumente de genul ăsta, care să te ajute să vezi ce e în tine. Când ai rezolvat treaba asta, dacă ajungi pe mâna cui trebuie, că și aici sunt o grămadă de șarlatani și lucruri făcute pentru bani și așa mai departe, de-aia ne întoarcem iar la chestia cu a-ți rafina înțelegerea. În dorința de a obține nemaipomenitul, poți să intri pe mâna oricui, care te poate exploata în fel și chip. De aceea, eu cel puțin recomand, și eu sunt un tradiționalist din punctul ăsta de vedere, calea grea e cea mai bună. Nu căuta să scurtezi drumul, pentru că cu mintea nu te joci. Deci nu e o chestie pe care să o faci de dragul de a o face, din curiozitate. Pentru că te distrugi. Dacă ajungi la spitalul de nebun, nu e din cauza nimănui, din cauza ta. Din cauza lipsei tale de discernământ. Din cauza incapacității tale de a înțelege că este un proces prin care trebuie să treci. Nu e ceva ce bați din palme, pac, și gata, s-a rezolvat. Da, te duci, intri într-o stare de extaz, nemaipomenit, văd ce, nu știu ce s-a întâmplat, dar cam aia e. Când a trecut efectul, te întorci înapoi și e mai rău, pentru că urmează reculul. Te-ai dus sus pe culme și dintr-o dată te vezi din nou în vale. E destructivă chestia asta. Pentru mintea ta, care nu suportă șocuri de genul ăsta, e destructivă. Și de aici se trezesc depresii, anxietăți și așa mai departe. Intră oameni în probleme grave. Și după aia se duc la psihoterapeut și săracul nu prea are ce să le facă. Din păcate. Este o fugă mondială de suferință. Da. Toată lumea fuge de durere. Da. Și când fugi de durere, pierzi și foarte mult în celălalt plan. Este memoria durerii adâncă înrădăcinată în noi? Da, este. Noi am învățat, bine, nu vorbim despre durerea fizică, da? Durerea psihică. Pentru că asta nu se întâmplă fiecare moment. Nu poți spui că acum te doare ceva și te apucă văicăritul, da, sau cărcei. Durerea fizică e când apare. Vorbim despre acea durere de natură psihoemoțională, da? Pe care bagajul, pe care noi îl cărăm cu noi. Și acum, că tot ne aflăm într-un context cât se poate de intim, da? Ia gândește-te în momentul ăsta, cu permisiunea ta. Da? Deci, dacă tu în momentul ăsta stai aici, n-ai memorie, n-ai trecut, n-ai... zici că ești amnezic, da? Stai aici. Ai vreo problemă? Nu. Absolut niciuna. Dacă poți să stai constant în starea asta de aici, nu te mai atinge nimic. Faci ce ai de făcut și cam atât. Însă, problema este că mintea sau mecanismul este ancorat în memorie. El funcționează din memorie și dacă acolo au fost create traume diverse, începând de la, eu știu, de la abuz, la abandon, la traumă fizică și așa mai departe, evident el va căuta să reitereze istoria aia. Și ce va face? Va încerca să o corecteze în viitor, adică folosește prezentul acum ca să recicleze trecutul pentru a crea un viitor mai frumos. Și bineînțeles că nu iese. E ca morcovelul, măgarul cu morcovelul, știi? Tot timpul speri că va fi mai bine. N-ai cum să faci ca viitorul să fie mai strălucit, mai bun, mai roz, dacă nu rezolvi ce e acolo.
N-ai cum. Dar de ce încerci să duplici amintirile din trecut? De ce unii oameni se întorc, de pildă, în locurile unde au fost traumatizați, unde au suferit o traumă? De ce vor să retrăiască? Suferința... Asta nu e sadomasochism? Ba da, suferința le aduce și satisfacție în același timp. Asta e paradoxul dualității în universul ăsta, da? Vorbim despre bun și rău există în același timp. Ce vezi tu e treaba ta. Suferința și plăcerea funcționează exact în același moment. E ceea ce alegi tu să vezi. Și mintea își extrage din suferință și extrage plăcerea. Suferința a devenit un drog. Dacă nu există suferință, nu are pentru ce să mai trăiască. De aceea vezi foarte mulți oameni, cum spui tu, că se întorc recurent în trecut și încearcă să reitereze, să duc la mormânt, să duc la nu știu pe unde, pe unde au suferit, își reamintesc constant că au suferit. Pentru că mintea și ea, din drama aia, mintea și ea plăcere. Ea se încarcă. Și dacă îi spui să renunțe la suferință, nu poate să o facă. Cum își ia plăcerea? Stai puțin. Stai că se complică lucrurile. Da, știu. Deci și ea... plăcere, în ce sens își ia plăcere? Din plăcerea de a suferi? Da. Din suferință are un beneficiu. Care este beneficiul atunci când îi povestești cuiva, de exemplu, suferința ta? Primești compasiune. Bingo. Nu compasiune. Milă, poate. Compasiunea deja e la alt nivel. Elevat, rafinat. Da, e... Deci, dacă vorbim de compasiune, vorbim de iubire. Deci vorbim despre milă sau despre atenție sau despre validare. Deci povestindu-mi constant drama, există cineva care îmi spune, băi, ce ai suferit? Mamă, ce te-ai chinuit? Mamă. Și atunci mândria mea, uite așa, se inflamează. Uită-te la noi cum suntem educați de mici. Dacă copilul este liniștit și relaxat și nu face scandal, îi se acordă atenție? Rar îl bagă cineva în seamă. În schimb, dacă chițcăie, dacă face urât, dacă bate din picior, ce se întâmplă? Toată lumea e călare pe el. Vai, dar ce ai pățit? Vai, dar ce s-a întâmplat? Bă, taci din gură, bă! Și toate chestiunile alea se numesc atenție. Și el se învață că pentru a primi atenție, validare, confort și așa mai departe, trebuie să sufere. Și ajunge să sufere toată viața, știind că în felul ăsta primește ce trebuie să primească. Dar de ce atenția aia este un pansament atât de dulce? Păi, dacă... Ok, bun, atenție, dacă stai, lângă atenție mai sunt o grămadă de alte... Dacă stai stări. La sânul mamei și nu-ți acordă atenție, cum te simți? Mori. Ai văzut? Deci atenția e atenția pe care o primești, cea care îți validează ție acțiunile, îți aduce siguranță, îți aduce confort. De-aia spun că ai ceva de câștigat din asta. Deci, ca tu să renunți la suferința aia, sau ca să poți renunța la suferință, tu trebuie să renunți întâi la beneficii. Deci tu nu te droghezi pentru drog. Tu te droghezi pentru ce? Pentru beneficiile pe care ți le aduce drogul. Îți aduce o anumită stare. Te face să uiți de probleme. Te face să uiți de nu știu ce. Sau îți dă o stare de extaz, da? Dacă tu renunți la plăcerea asta, mai poți să mai iei drogul? N-ai la ce să-l mai iei. Dacă drogul nu ți-ar mai aduce efectul respectiv, l-ai mai lua? Așa ești cu suferința. Dacă... nu-ți mai aduce ceea ce vrei, adică nu te mai bagă nimeni în seamă. Tu te duci și le spui și dintr-o dată intri într-un cerc de oameni care nu te mai bagă în seamă. Se uită la tine, întorc spatele și pleacă. Mai povestești? Numai la un moment dat spui, bă, nu mai merge, trebuie să folosesc alt truc. Nu mai ține. Și de-aia vezi, eu știi că am vorbit numai odată despre sindromul babelor din fața blocului. Așa ne validăm unul pe celălalt, în situații de genul ăsta. În condițiile în care ne povestim recurent suferința sau dramele și în felul ăsta ne validăm cât de important suntem. Ai observat că, apropo, scuze-mă că te întrerup, ai văzut că oamenii în momentul în care stau bine n-au ce povesti? Doar spun bancul și hăhăiesc și râd? Că în rest n-au ce povesti? Deci dacă ești bine, relaxat și n-ai nicio dramă, ce ai de povestit? În afară de a face haz de necaz, de a râde pe seama altuia, pe seama ta, de a te distra, altceva ce să faci? Atât de simplu e. Deci trebuie să suferi o viață ca să poți să spui într-un final câteva bancuri relaxate. Nu e nevoie. Chiar nu e nevoie. Am urmărit un clip de la tine de pe canal, canal pe care îl recomand tuturor, ai Forță Nucleară, și spuneai acolo că foarte mulți se învârt în jurul copacului, sau în jurul cozii, dar da. Nu lucrează la rădăcină, lasă copacul al suferinței acolo și doar
se învăr facturi în jurul copacului. Asta pentru că... Dă-ne și niște rețete, că până acum... Asta pentru că mintea, prin însăși natura ei, de la naștere are rolul să te protejeze. Deci mecanismul ăsta are rolul să se protejeze pe sine. Nu are altă treabă. Că îi tai o mână, că îi scoți un ochi, el continuă să lucreze. Tu ești identificat cu corpul. În momentul în care el intră în protecție, și tu intri în protecție. Și tot ceea ce se întâmplă de-a lungul istoriei tale și este considerat traumă de către minte, că aici și aici e pe niveluri, da? Pentru un copil, să zicem, poate însemna traumă țipatul sau bătutul, și pentru un copil poate fi să nu-i dea jucăria preferată. Deci pentru fiecare este altceva, în funcție de nivelul la care este educat, de contextul în care se află, de mediul în care este crescut. Pentru unul poate să fie alintul, nu mai primește alint și aia e o traumă, altul poate să fie abuzat la propriu, fizic și emoțional, și este traumă. Deci nu putem să le comparăm. Dar în esență este vorba despre modul în care mintea percepe trauma, cum a fost educată, la ce nivel, la ce intensitate a fost educată să perceapă trauma. Și atunci ea, pentru a nu suferi, că ăsta e scopul ei, de a să găsească toată viața plăcere, va îngropa durerea. Și o va îngropa unde? În corp. Când are un somn groape, când are alt cimitir. E în tine. Când vine vremea, că se întâmplă, da? Dacă nu se întâmplă pe timp de zi, se întâmplă pe timp de noapte. Când mintea ți adorme. Ai coșmaruri, visezi urât, nu dormi liniștit, ești tensionat, scrâșnești din dinți. Subconștientul tău lucrează și dă afară. Pe timp de zi poate te afli în control, că mintea e puternică, e solidă. Sau, eu știu, iei, apropo, psihedelice și iese toată trauma la suprafață. Și începi să vezi ce ți s-a întâmplat și cum ți s-a întâmplat. Adică atunci când mintea rațională nu mai este în control, ies balauri la suprafață. Când mecanismul vede că dă să iasă durerea, dacă se află în stare de control, o reprimă imediat. Și cum face asta? Ea știe, deci natura ta internă știe că tu știi că trebuie să rezolvi niște probleme, da? Dar în loc să te duci să stai de vorbă cu un psihoterapeut sau să faci ceva serios, ce începi să faci? Tot felul de tehnici și metode pe lângă. Yoga, nu știu, masaj, bețișoare parfumate, călătorii. Deci numai ca să te învârți în jurul problemei, dar nu să te duci la rădăcină. Când mintea va considera că tu ești suficient de matur încât să poți pătrunde în tine, va da drumul la durere câte puțin, câte puțin, în straturi. Când va considera că poți să intri în tine, da, sau că poți când să tu faci poți față durerii. Că poți să faci față. Că tu poți să gestionezi starea aia emoțională, că frica, care iese pe măsură ce se declanșează, să descarcă memoria. Și pe măsură ce se întâmplă, că de-aia nu dă drumul dintr-o dată. Că dacă îți dă drumul dintr-o dată, înnebunești. La câtă energie este stocată acolo, poți să o iei razna. Și atunci îi dă drumul sistematic, în funcție de situație, în anumite contexte, astfel încât tu să te poți maturiza și să prelucrezi, să poți prelucra informația aia, să nu te dărâme. Mi-a scris un prieten, un urmăritor de pe YouTube, că a încercat, avea foarte multă energie stocată în el și simțea nevoie să reprime, să înjure, să jignească. Da. Și a apelat la spartul de farfurii. Foarte bine. Dar se poate și mai bine de atât. Mai bine la spartul geamurilor. Deci sunt tehnici. Dar mi-a spus că a spart farfurile și pe moment a fost descărcat de toată energia și a golit rezervorul, după care s-a încărcat la loc, exact la nivelul la care era. Pentru că... Și se uita la cioburile de la farfurii. Și părea rău că le-a spart. Nu-i părea rău că le-a spart. Le-a spart, dar nu a avut niciun... Da, dar știi de ce? Deci procesul ăsta catartic, care poate fi, apropo, cu vase sparte, cu bătut la cauciucuri, cu giberiș, cu tehnici dinamice specifice, trebuie însoțit de proces terapeutic. De ce? Pentru că dacă tu doar vergi furia pe moment și nu rezolvi cauza, vasul se va umple din nou. Tu descarci ce e superficial și rămâne rădăcina. Deci tu trebuie să te duci la ceea ce a fost cauzat cândva. La rădăcina care astăzi generează constant furie sau tensiune. Da? Deci există ceva acolo și în general chestiunea asta este legată de abandon. Da? Deci pentru cei mai mulți dintre noi este legată de abandon. Ne-am simțit abandonați.
la nivel psihoemoțional. Fizic nu te abandona nimeni, că ești aici, da? Deci dacă te uiți la... Bă, cine te abandonă? Păi nimeni, că am avut casă, am avut masă. Și cu toate astea, în tine există sentimentul ăsta de abandon, care este legat de... poate de amenințările pe care le-ai primit, poate de ceea ce n-ai primit la nivel afectiv, poate de faptul că ai fost făcut să te simți insuficient și nedorit, poate că n-ai fost... Dar mulți confundă, vreau să tratăm o... Te rog. Să subliniez ceva. Mulți confundă a nu fi tratat ca fiind suficient sau că nu i s-a spus suficient, că nu i s-a spus adesea ești bun cu abandonul. Care e legătura între abandon și faptul că nu spune cineva că ești bun? Păi sunt corelate. Pe măsură ce... Dacă, de exemplu, unul dintre părinți sau părinții nu spun, domnule, sunt mândru de tine, cum corelez această insuficiență cu frica de abandon? În natură, cei care sunt slabi rămân în urmă și sunt mâncați de alte animale. Noi nu facem, cum îi spune, echipă separată. Și noi am fost programați milioane de ani de când existăm ca specie în ADN-ul nostru să avem același tip de reacție. În momentul în care cineva, la nivel verbal sau comportamental, îți arată că tu nu ești bun în familie, care e senzația ta? Că vei fi lăsat deoparte, că vei fi lăsat în urmă. Și aici ai două tipuri de comportament. Ai tipul masculin, care se va lupta pentru apreciere și va face tot posibilul să fie apreciat și validat, și celălalt care se închide în el și se izolează. Și ăștia de obicei ajung în depresie. Ambe ajung în depresie, dar se manifestă diferit. E constant, dacă simte chestia asta constant, că nu este bun, că nu este suficient, abandonul este acolo. Are senzația că nu-l dorește nimeni, că nu-l vrea nimeni, că nu-i bun. Și teama aia reptiliană, da? Că creierul nostru reptilian îi va spune, o să mori, o să te mănânce ursul, dacă ăștia nu te vor. E da. Noi, faci parte din noi. Până la ce vârstă se instalează aceste frici? Pentru mulți au sentimentul că doar până la, nu știu, 3, 4, 5 ani, până la punctul în care devii conștient. Ea este... Continuă și până la, da, nu știu, pubertate, este... 14, 15 ani? Până mori. Deci ea este instalată începând din uter și până pe la 4-5 ani, până apare creierul rațional, da? Când începe să se formeze creierul. Frica de abandon. Da. Așa. După care ea este consolidată prin acțiunile și comportamentul celor din mediul în care se află copilul. Dacă copil. Părinții te insultă că nu ai luat note mari, să spunem. Da, e frică. Continuă să se instaleze, exact, softul ăsta al abandonului. Și după aia ghiși ce? Pentru că tu deja l-ai instalat, apropo de soft, dar tu deja l-ai instalat în cap, ce fel de situații vei atrage în viața ta? În ce te vei băga constant? În șefi care nu te apreciază, în relații unde ești devalidat, în tot felul de lucruri care te fac desconsideri și așa mai departe. Deci ceea ce sistemul reticular, da? Adică știi că este chestia aia cu dacă îți dorești o mașină, ajungi să o vezi pe toate drumurile. Deci sistemul tău reticular intern, la un moment dat, este setat ca o antenă să vadă numai acel lucru. Așa e și aici. Dacă tu ești setat, că nu ești bun, că nu meriți, că nu poți, ce vei atrage? Ce vei aduce în tine? Oameni care confirmă asta. Constanții se va valida și ce vei spune în ultimă instanță? Așa e, vezi că am dreptate. Vezi că am dreptate, că așa am știut eu. Chiar dacă nu la început... Bun. Exact. Chiar dacă la început spui, e ce bine e, dar în mintea ta este, e prea frumos ca să fie adevărat. Și dacă există îndoială asta, la un moment dat ea se va confirma. Deci eu nu spun să fii fanatic în sens, da, cred ca nebunul. Nu. Dar să vezi cum îndoiala aia te macină. Constant. Îți erodează ființa, pur și simplu. Te distruge, pas cu pas. Și sentimentul ăsta se transferă inconștient sau conștient, poate, și în viața de cuplu. Peste tot. Adică tu tragi după tine tananga, deci, asta. Mai cum. Deci dacă tu ai, nu știu, ciumă, da? Tot ce atingi este contaminat? Deci ceea ce se întâmplă înăuntru este ciumă. Este o plagă. Tot ce atingi este contaminat cu încărcătura ta. Ori transformi în aur, ori transformi în gunoi. Păi și cum faci virajul ăsta? Există vreo cale, da, de a face, există, virajul? Fără mentor, fără nu terapie? Există. Deci nu există. Fără mentor nu există. A, există, dar asta e valabilă dacă pentru... Dacă tu ești atât de conștient, dacă tu conștientizezi toate astea și se presupune că ți iei
trei cărți din Gabor Mate. Studiezi Tucaram, care urmează să scrie cărți. De ce nu puteai să faci virajul de unul singur? Există în noi posibilitatea de a accepta tot trecutul într-o milisecundă. Într-o miliardime de secundă. Într-o fracțiune de miliardime, de triliardime de secundă, da? Cât o putem face? Deci înseamnă că tu în clipa asta să renunți conștient la tot trecutul tău, ca să nu-ți mai repete. Poți să faci chestia asta? Nu, imposibil. Acum ai înțeles de ce e nevoie de necesar procesul ăsta? Pentru că sunt 0,00, nu știu, de-a lungul istoriei, 0,01% dintre oameni care au reușit să facă treaba asta, gen Ramana, gen... Și nu mă refer doar la iluminați, mă refer la puțini oameni care au reușit să spună gata, până aici. Pentru majoritatea dintre noi, din păcate, instinctul de supraviețuire, programarea pentru supraviețuire este atât de puternică încât este imposibil să oprești un cumul atât de imens de energie cum e trecutul. Ți-am mai zis eu, e ca și cum te-ai pune în calea trenului și aștept să oprească. Trenul e în plină viteză, chițcă e, face și tu stai pe șine și aștepți, stai pe că s-o dă el deoparte. Stai că ăla merge pe șine, ăla e programat să meargă pe șine, nu se dă deoparte. Tu trebuie să te dai deoparte. Deci se poate, dar... Dar ca să îmblânzești această fiară a trecutului, trebuie să te autodepășești în primul rând și asta îi sperie pe foarte mulți. Autodepășirea. Nu e autodepășire. Nu e. De-aia eu insist asupra dezvățării, nu a învățării. Procesul ăsta de, să-i spunem, de găsire, nu de regăsire, da? De găsire de sine... Adică să înțelegi cum ești făcut și cum ești construit, are legătură cu a te dezvăța, nu cu a învăța. Că din păcate, peste ceea ce ai învățat, care este defectos pentru tine, mai pui și altceva. Deci dacă tu ai înțeles greșit niște lucruri și mai vii și cu alte lucruri pe care le-ai înțeles greșit, este haos. Este obligatoriu, normal, nu? Ca la început să faci curățenie. Deci să dai deoparte toată programarea, pe cât posibil, sau măcar să o vezi la nivelul la care să nu mai reacționezi. Deci măcar în punctul ăla să ajungi să vezi clar ce se întâmplă și să nu mai ai niciun fel de reacție. Măcar atât. Nu mai spun de demontat complet. Adică să o ștergi cu buretele și să rămână doar o amintire seacă în memorie care nu mai are legătură cu emoțional. Deja e prea mult. În mod normal, dacă ajungi în punctul ăla, poți să pui peste orice. De ce? Pentru că se activează ceea ce se numește înțelegerea corectă, care ți aparține. Atunci tu știi exact ce e bine și ce e rău pentru tine. Nu mai faci niciun compromis. Ia uite în viața de zi cu zi. Câte compromisuri trebuie să faci în fiecare zi? Cu tine? Cu tendințele tale? Am zis că mă trezesc la 6. A, nu, las că mă trezesc la 8. Am zis că fac asta, aia, las că o fac poi mâine. Astea sunt compromisuri, da? Există și, să spunem, situații de compromis în favoarea ta, dar majoritatea sunt în defavoarea ta. În relație, câte trebuie să faci? În raport cu business-ul, în raport... Deci permanent trebuie să-l lași de la tine. Și te trezești la un moment dat că ce? Te consumă. Toată lupta asta, adică tu ai intențiile tale pe care ai vrea să le respecti, dar nu le poți respecta pentru că ar însemna să dai peste cap multe lucruri. Deci gândește cam ce curaj îți trebuie să fii tu. Tu. Exact așa cum ești tu. Cam ce curaj îți trebuie? Să nu-ți înghiți limba când trebuie să spui ceva. Din tot ceea ce îmi povestești, înțeleg că trebuie să fii disciplinat. Este necesară o foarte mare disciplină. Disciplina e esențială, dar procesul de disciplinare atrage și reactivează în același timp traume din trecut. Disciplina... Cum faci saltul? Între disciplină, dar conștientezi, domnule, trebuie să fii disciplinat ca să rezolvi. Da, nu, stai un pic. Dar se reactivează traume. Știi că noi am mai avut o discuție, o semi-discuție într-un interviu mai vechi despre treaba asta. Când ție îți place să faci un lucru, îți trebuie disciplină? Câtă disciplină îți trebuie? Țină. De ce? Pentru că îți încarcă ființa cu sens. Exact. Deci corpul ăsta funcționează pe bază de hormoni. Ori de câte ori faci ceva care îi place, e ca un câine căruia tot îi dai recompense. El se încarcă. Creierul secretă hormoni. Ori de câte ori faci ceva pentru tine. Dacă ție îți place o activitate, orice, să faci video, da?
Păi muncești zi și noapte fără să ai senzația că faci cel mai mic efort. E ceva de genul, când s-a terminat? Când am făcut? Hai să o luăm de la capăt. Nu ai timp să te consumi. Da, fizic te consumi, pentru că na, corpul are nevoie de odihnă. Dar tu, psihic, ești permanent disponibil. În schimb, dacă vorbim de disciplina aia pe care ți-o impui, aia rigidă, trebuie să fac asta, mi-a spus, mă obligă, câtă rezistență o pui și câtă energie consumi ca să faci un lucru? Un lucru banal. Bun, dacă ți-i place să te trezești la 2 după amiaza, îți place, dar îți dai seama în același timp că, domne, ar trebui să prind dimineața, că sunt mai... Nu e, ar trebui. Tocmai asta e buba. Disciplina, atunci ce faci? Te intri în conflict cu tine. Disciplina reală nu are legătură cu ar trebui. Are legătură cu a disciplina mecanismul de a-l forma în așa fel încât fără să te abuzezi și fără să te distrugi. Nu-i cu forța. E, apropo, că tu mergi în Dubai des, da? Știi că arabii sunt mari fani cai de curse. Da, cai de aia pur sânge și așa, care costă milioane. Milioane de euro sau de dolari. Ai impresia că un cal de ăla este educat cu disciplină rigidă, cu parul? Da, corect. Deci nu poți să distrugi un cal de ăla, că ai investit enorm în el. Corpul tău este un cal de rasă. Mintea ta este un cal, cel mai performant cal de rasă din univers. Nu există altul, în afară de extraterestri. Nu știu când or veni aia. Dar până acolo, corpul ăsta, cu mintea inclusă, cu capacitatea ta de a vedea lucrurile, este cel mai perfect mecanism din univers. Ce faci? Îl distrugi cu ce? Cu disciplina asta rusesc? Dă-i, omoară-l, dă-i la cap, că trebuie să-l distrugi. Nu, trebuie să înveți să le recompensezi, adică să te păcălești tu pe tine constant să faci treabă ca lumea. A, nu vrea să facă, nu-i nicio problemă, hai să mai facem un pic. Știi că vi-l spune că pofta vine mâncat, nu vreau să mă trezesc la 7, dar la 7 și 10 vrei să te trezești. Știi cum era aia cu, vrei să ne întâlnim, da, la ce oră? Nu știu la ce oră, dar la 7 să fie acolo. Înțelegi? Deci asta e și cu corpul tău și cu mintea ta. El vrea să facă ce vrea el, că așa e obișnuit. Și tu l-am spui, băi tinere, ai o relație cu el. Începi să povestești, spui, trebuie să facem asta. Avem de făcut asta. Dar e ca un copil mic, uite, ia și tu o bombonică, hai la treabă. Crezi că există extraterestri? Cu siguranță. Deci, nu știu cine spunea, nu mai țin minte. Da. Nu știu cine spunea, dacă n-ar exista, ar fi o mare risipă de spațiu. Adică universul ăsta este mult prea mare ca să nu existe și altceva în afară de noi. E imens. Dacă ar fi să fii un extraterestru, la ce atribut din tine ai renunța? La ce emoție din tine? La niciuna. La niciuna. Deci e așa de fan. Fai de mine. Deci când începi să vezi câte stupizenii faci, da, la modul experimental, da? Deci în primă fază, sunt două faze. Prima fază este de protecție și de respingere a ceea ce se întâmplă în tine. După ce treci de filmul ăsta, începe faza de experimentare. Faza de experimentare, hai să vedem cât de tâmpit sunt. Hai să vedem ce bazaconii fac. Ce tâmpenii sunt capabili să fac. Ce idioțenii sunt în măsură să scot pe gura asta. Ce îmi debitează creierul. Indiferent ce este, e foarte bine. Deci nu există bun și rău. Bineînțeles, o faci pentru tine, nu te-o pus să o faci pentru alții, să-i rănești, să hai să văd eu cum te măcelăresc. Pur și simplu, nu ești masochist, dar nu ești sadic. Pur și simplu, te uiți la tine și vezi cum vorbești, ce vorbești, când vorbești, cum acționezi. Și încet, încet, începi să vezi filmul ăla, al programării. Începi să-ți dai seama, dacă nu mai fugi de tine, începi să-ți dai seama, băi, da, chiar așa e. Eu gândesc în felul ăsta pentru că așa am fost învățat. Sau acționez în felul ăsta pentru că iau de unde am învățat. Taică meu, maică mea, de la ăla. Am vrut să fiu ambițios, am vrut să fac aia, am vrut să fac... De ce? Păi din motive greșite. Dar pentru asta trebuie studiu. Adică să te uiți la tine exact cum te uiți la altul străin. Deci dacă te-ar pune cineva să spionezi pe cineva, cred că ai sta cu el cu binoclu, uite așa, non-stop. Te-ar plăti pentru asta, nu? Întoarce binoclul invers. Nu te plătește nimeni pentru asta. Cea mai mare răsplată este că vezi ce e în tine. Dar nu poți să dobândești arta auto-observării. Adică nu poți. Poți. Dar îți trebuie un consum de energie fantastic. Tocmai asta e frumusețea. La început am încercat să mă observ mai des. Adică să văd de ce fac. Să-mi pun întrebare de ce. Ok, acum vreau să fac un podcast cu Tucaram. De ce? Și să mă observ în momentul în care am acest interviu. Dar tu faci chestia asta contextual. Ocazional.
Deci n-a devenit o parte din tine. Pentru că nu pot să-mi șlefuiesc abilitatea asta. Deocamdată, de ce? E foarte costisitor în ceea ce privește energia, risipa de energie. Da, dar știi de ce? Pentru că există deja o cantitate mare de energie care merge în direcția opusă. Aia trebuie redirecționată. Există ceva în tine care trebuie rezolvat. Istoricul tău, trecutul tău, povestea ta. Aia e energie care o ia în direcția nu-mi place, nu vreau, trebuie să fugim. Și atunci aia, dacă este redirecționată, o să ajungi în punctul în care nu o să mai vrei să te mai desparți de tine. O să devii cea mai bună compania ta. Nu o să te mai intereseze nimic, toată energia e înăuntru. O să faci chestiile din afară, dar o să devii atât de absorbit de ceea ce se întâmplă în tine, încât nu te poți despărți nicăieri de tine. Cum e acum, dar stăm și povestim. Dacă te uiți la tine, în momentul ăsta, te vezi în corpul ăsta, te vezi uitându-te prin ochii ăștia, te vezi vorbind cu mine, mă auzi vorbind, îl știi pe Andrei Eșchi cu camera și așa mai departe. Adică n-ai cum să nu observi, dar din nou trebuie redirecționată energia asta. Hai să revenim puțin la frica de abandon. Te rog. Cum conectezi frica de abandon cu gelozia? Asta este o întrebare. Și cum înțelegi ce anume ți-a generat frica de abandon? Să spunem că vrei să faci o recapitulare. La un moment dat vreau să-mi scriu într-un caiet care sunt factorii care au generat în mine și care au consolidat în mine frica de abandon. Da. Cum îi afli? La ce întrebări trebuie să te răspunzi ca să dobândești abilitatea de a deconspira în tine frica de abandon? Hai să începem cu începutul, da? Care este cum mă simt în mod constant. Mă simt al nimănui. Simt că n-am niciun rost. Simt că nimănui nu-i pasă de mine. În general, cam astea sunt, da? Sau prima întrebare este cum mă simt în corpul meu. Întotdeauna pornești de la stare. Da, apropo, ăsta e un hint foarte bun. Întotdeauna te uiți la starea în care te afli. Starea în momentul ăsta îți spune care e realitatea, nu ce gândești. Gândurile sunt fluctuante, ba plus, ba minus. În schimb, starea este cam predominantă. Dacă starea ta este de minus, va fi de minus. Pornind de acolo, începi să te întrebi ce o generează. Este foarte bine să te folosești din dicționar, apropo. Că sunt foarte mulți, uite, Georgiana, iubita și viitoarea mea soție, apropo, lucrează ca psihoterapeut și de multe ori lucrează cu oameni care nu reușesc să facă diferența între gânduri și emoții. Unde pot găsi pe soția ta? Pe Facebook și la cabinet. Nu reușesc să facă distinția dintre gânduri și emoții. Și de aceea îi învață, de exemplu, care este diferența între ele și după aia să folosească cuvinte cât mai descriptive pentru emoții. Este fabulos. De ce? Pentru că, de exemplu, tu spui tristețe. Dar dacă tu intri în tristețe, în cuvântul ăla tristețe și te uiți înăuntru, vezi ce e acolo. Că, de fapt, nu este doar tristețe sau numai tristețe. Vezi că este renunțare. Vezi că este, diverse stări. Depresie, delăsare, sunt multe incluse și ai per total tristețe, dar când te uiți înăuntru vezi că are multe elemente. Învățând să faci chestia asta, ajungi să iei starea pe care o ai și să o diseci în cuvinte și după aia fiecare cuvânt are câte un sens. O să-ți dai seama, voi stai un pic, că de fapt ia uite, și fiecare cuvânt te va duce la o nouă experiență. Apropo de cuvintele despre care vorbeam la început, că nu cuvintele contează, ci ceea ce este înglobat în cuvinte. Că poți folosești un cuvânt de apreciere care să semene apreciere, dar de fapt în spate să fie foarte multă furie. Deci contează ceea ce este înglobat energetic în cuvântul ăla. În momentul în care tu intri în cuvânt și vezi ce este acolo, o să-ți aduci aminte de experiențe. O să vină la suprafață foarte multe experiențe și o să vezi că majoritatea sunt legate de nu i-au păsat, nu i-a păsat, nu l-a interesat, n-a vrut să știe, ori de câte ori am vorbit nu m-a ascultat, m-am simțit al nimănui, aș fi vrut să, reproșuri, resentimente și uite așa se adună toate. Și evident, toate duc în punctul ăla. Mă simt singur, al nimănui, adică abandonul. Și dacă e să facem corelația cu gelozia, păi în momentul în care tu ai fost făcut să te simți abandonat și te atașezi emoțional de cineva, sentimental, când pleacă persoana respectivă, ce se reactivează? Și de aici gelozia este al meu. Pentru că respectivul sau respectivă mă fac să mă simt în siguranță.
în momentul ăsta, dacă stă cu mine, înseamnă că merit și eu să stea cineva cu mine. Și atunci, dacă sunt în siguranță, e perfect. Dacă văd că altcineva se uită, păi e clar că atentează la siguranța mea. Deci nu este vorba despre persoana respectivă la care eu țin. Este vorba că mi se ia bunul care mie mi-asigură stabilitate. Păi și în condițiile astea nu e normal să mă gelozesc? Nu e normal să mă enervez? Și pansează frica asta de abandon. Da, practic. Exact. Deci te folosești, să-i spunem așa, între ele mele. E o iluzie până la urmă, pentru că nu poți să posezi păi pe da, nimeni. Da. Ștefan, este o iluzie, dar pentru tine e o realitate. Deci la nivel teoretic e o iluzie. Te uiți, spui, oh, ce-i cu telefonul ăla asta? E o realitate internă. Dar pentru tine este o realitate. Emoțiilor. Exact. Deci pentru tine chestia e reală. Pentru cineva din afară ce, a, mă, termină cu prostiile, ce-i cu bazacone, ce te alinți atâta? Pentru tine e caz real. E filmul tău, e povestea ta. Deci de-aia nu trebuie să le desconsideri, de-aia nu trebuie să le eviți. Pentru că niciodată nu o să ajungi să reușești să vezi ce se întâmplă în tine, evitând ceea ce este în tine. Dar este bine să-i spui partenerei sau partenerului că ești gelos când simți? Depinde de nivelul de comunicare. Pentru că riști, fiind integru sau fiind foarte asumat și riscând să-i spui ceea ce simți, poate că decazi în ochii. Nu, asta are legătură cu imaginea de sine în raport cu mediul și cu ceilalți. Depinde de nivelul de comunicare. Deci dacă oamenii sunt onești, în sensul bun al cuvântului, și sunt deciși să crească împreună, pentru că ăsta e, cum se spune în creștinism, taina relației sau o căsătorie, da? Deci nu este doar ne-am căsătorit, am semnat un contract sau stăm împreună, am luat un contract și gata. Nu, o relație este de creștere. Celălalt te ajută să vezi ce e în tine. Îți arată tot timpul furie, frustrare, tensiune. Sunt tine astea. În momentul în care ai un partener cu care poți să comunici, la nivelul ăsta, adică să-i spui, băi, mă scoți din sărite. Dar în aceeași măsură îmi dau seama că chestia aia e în mine, dar tu mi-o activezi. Hai să vedem despre ce e vorba. În momentul în care faci chestia asta, deja comunicarea e la alt nivel. Și atunci poți să spui, uite, în momentul ăsta mă simt gelos. Nu sunt gelos din cauza ta. Mă simt gelos. E mare diferență. Deci una e să arăți cu dejdu și alta e să te uiți în direcția potrivită. Starea de gelozie pe care o simt în momentul de față... Spune, mă simt, da, mă simt gelos, nu tu ești vinovat, dar tu mă faci să mă simt. Păi da, dar îți asumi că e în tine gelozia asta, da, iar ea este obiectul geloziei sau el. Proiectezi. Dar... Și atunci celălalt partener nu interpretează că el este cel vinovat? Ne întoarcem... Și un nivel de conștientizare. Pe asta spun, ne întoarcem la nivelul de comunicare. Dacă este un nivel corect de comunicare, cei doi își pot împărtăși astfel de stări și astfel de situații fără probleme. Și asta este frumusețea creșterii. Creștem împreună. Bă, suntem amândoi în același punct. Simțim gelozie. Eu n-aș vrea să pierd ceea ce se întâmplă, dar cu toate astea, când văd că se întâmplă, mă activez. Hai să discutăm. Avem nevoie de terapie. Mergem în terapie, nicio problemă. Facem terapie împreună. Și în felul ăsta învățăm să comunicăm. Dar nu arătăm cu degetul. Pentru că dacă îi spui omului tu, gata, s-a terminat. Ce mai comunici? Imediat l-a închis, s-a blocat și încep acuzele. Tu, din cauza ta, eu am zis, tu ai zis și gata, s-a terminat. Deci trebuie să existe, sau este bine să existe, nu trebuie, partea asta de asumare reciprocă. Băi, eu am bubele mele. Comportamentul tău n-a făcut altceva decât să-mi stârnească mie butoanele. Hai să vedem cum rezolvăm treaba asta. Hai să vedem ce e de făcut. Explicația e cât se poate de simplă. De obicei, atunci când suntem mici, nu ni se permite să comentăm. Ori de câte ori avem câte o părere, ne se bagă pumnul în gură și am terminat-o. Și rămân în noi foarte multe lucruri nerezolvate. Bineînțeles, când vine partenerul sau partenera și apasă pe buton, ce crezi că îi spui numai despre el? E clar că vine istoria peste tine și toată furia aia reprimată este vărsată, de aia te simți așa de bine. Nu-ți pasă că jignești, că superi, că rănești. Îți pasă doar că... Și nu, incorrect spus, îți pasă. Nici măcar nu realizezi că se întâmplă. De aceea îți și pare rău după ce ai terminat. Pentru că îți dai seama că te-a luat valul. Că a trecut peste tine toată furia aia și la un moment dat... Păi ce-am făcut? Păi, ai făcut-o. De acum ce să mai... De aia zic că este cât se poate de important ca cei doi parteneri să înțeleagă că amândoi sunt traumatizați. Nu e niciunul sănătos la cap. Și nu are rost să discutăm despre eu tu în sensul de acuze, ci despre eu tu în raport cu ceea ce avem de înțeles.
eu am trăzneile mele, tu le ai pe ale tale. Când ies la suprafață, le asumăm ca atare și discutăm despre ele. Nu l-acuzăm pe celălalt că a făcut ceea ce a făcut și după aia ne mirăm că pleacă. Păi acuzele nu rezolvă nimic niciodată, știi foarte bine. Creează doar partea aia de protecție și la revedere. Sau dacă nu, de reacție, de violență. Dacă pui cărțile pe față, spui, da, domnule, în momentul ăsta trebuie să discutăm. Uite, tu ai traume, eu am traume, hai să discutăm, să dezbatem. Da. Discuția se poate transforma la rândul ei într-un focar de noi acuze, de noi traume. De-aia trebuie permanent. E foarte periculos să pui pe tapet niște probleme atât de grele. De-aia tot procesul ăsta trebuie supravegheat. Adică trebuie să ai pe cineva din afară, un terapeut, care te poate îndruma în direcția asta. Terapia de cuplu este un lucru extraordinar de minunat, da? Ca să spun așa, pleonastic. Este nemaipomenit, pentru că îi învață pe parteneri să comunice. Le dă timp. Tu ai atât, tu ai atât. Vorbiți. Nu sărim calul. Și în felul ăsta ne disciplinăm și la capitolul ăsta. Învățăm să comunicăm și să ascultăm în primul rând. Păi gândește-te, în timpul unui conflict, cine ascultă? Depinde cine generează sau nimeni. Exact. Deci, amândoi sunt atât de plini de tensiuni încât abia așteaptă să deschidă gura și să verse gunoiul. Nu e niciunul care spune, ok, varsă-ți tu furia acum și după aia te oprești tu și încep eu. Nu, e măcel. De-aia e important ca tot procesul ăsta să fie asistat. Pentru că, na, fiecare are bubuțele lui și nu scapă nimeni de planeta asta din fericire și din nefericire în același timp. Din fericire pentru că dacă nu treci printr-un procesul ăsta, nu te maturizezi, rămâi infantil. Din nefericire este că e dureros. În primă fază este dureros. Până începi tu să recunoști ce este în tine, te doare ca naiba. Asta e. Și acum o să spun o întrebare de TikTok. Când îți dai seama că ești matur cu adevărat? Când faci clicul ăla? Când devii uman. Când tot ceea ce este în tine nu ți este străin. Durere, plăcere, suferință, extaz și așa mai departe, toate sunt în egală măsură benefice. Adică nu înseamnă că dacă îți moare cineva în familie, tu nu plângi, tată, că tu ești matur. Nu. Maturitatea înseamnă uman. Înseamnă a lăsa ceea ce se întâmplă tine în mod natural, în momentul ăla, să se întâmple. Dacă e bucurie, e bucurie. Dacă e plâns, e plâns. Care e problema? Ce e rău în a avea emoții? Ce e rău în a te manifesta? Ești viu, da? Dacă ești viu, lasă viu să lucreze. Nu-ți băga tu filme în cap că nu, că eu-s bărbat, eu n-am voie să plâng. Dar de ce n-ai voie să plângi? N-ai glande lacrimale? Hai, folosește-le. Care-i problema? Sau nu, că eu, o femeie slabă, trebuie să fii devin mascul. Păi nu merge, că tu nu ești programată pentru așa ceva. Biologic nu ești programată pentru violență și pentru duritate. Da, și de ce femeile se masculinizează? De ce unele femei nu că se comportă ca niște bărbați, dar spunem au niște atribute masculine care îndepărtează bărbatul. Mintea lor e masculină. Deci nu e vorba despre corpul femeii, despre femeie în sine, este vorba despre polaritatea la care funcționează energia predominantă. Și ce generează masculinitatea în femei? Tot o traumă din copilărie? Da. Nu neapărat traumă, cât poate fi, de exemplu, și încurajarea. Sunt fata, tati, și automat, pentru a fi plăcută de tata, devin mai masculină. Sau tata a vrut băiat. Și eu m-am născut fată și atunci trebuie să compensez, să lucrez, să devin băiat. Și devii masculină. Vrei, nu vrei. Sau sunt, te naște așa, pur și simplu. Vii cu o capacitate mai mare de luptă în tine, intrinsec, născută. Și din uter, chestia asta se dezvoltă. Și ajungi să fii mai dinamică, mai energică, mai... Deci nu înseamnă că îți lipsește partea feminină, pentru că n-are cum. În tine există în ambele polarități. Doar că una e mai... e dominantă. Pe măsură ce începi să conștientizezi că ești masculină, de exemplu ca femeie, începe să nască femininul. Să se echilibreze. Și eu am cazuri nenumărate, dar nu că nenumărate, am multe cazuri de genul ăsta când am avut de-a face cu femei cu testicule, cum le spun eu, da? Foarte masculine și și-au făcut rost de foarfecă și le-au tăiat. Încet, încet au devenit feminini și nu le recunoaște astăzi. Efectiv nu le recunoaște. Aici trebuie să le spui în 3-4 ani de zile, spui, cum e posibil așa ceva? Uite că e posibil. Prin terapie?
prin lucru cu ele, prin terapie, prin multe metode. Ideea este că tu, prin practica asta, ajungi să activezi ceea ce este natural în tine, adică partea feminină sau masculină, și după caz. Și bărbații de ce devin unii dintre ei feminini? Bine, acum este și un trend. Aici pare a fi o diferență. Acum e și un trend, dacă te uiți la nivel planetar, da? Deci până în anii 50-60 au fost războaiele mari și a fost nevoie de foarte multă masculinitate. Da? După care ce s-a întâmplat? Femeia a început să aibă posibilitatea să-și câștige singură banii. Să devină independentă. Până în anii aia n-a fost posibil. Femeia a fost complet dependentă. În anii 60-70 femeia a început să devină efectiv stăpână pe propria ei viață. În lumea vestică vorbim, nu vorbim de țările arabe și altele. Pe măsură ce femeia a devenit din ce în ce mai independentă financiar, ghișce, și drepturile au devenit altele, adică cerințele pentru drepturi au devenit altele. La nivel energetic, global, universal, cum vrei să-i spui, când una dintre polarități ocupă mai mult spațiu, cealaltă ce trebuie să facă? Pentru că nu pot ocupa același spațiu. Trebuie să retragă. Pe măsură ce femeile au devenit din ce în ce mai puternice, bărbatul ce trebuie să facă? Fac un pas în spate. Și de aceea ce vezi astăzi, da? Hândrălăi, cum le spun, chiar femeile le spun, fătălăi, hândrălăi și așa mai departe, sunt consecința firească a însăși evoluției femeii din punct de vedere financiar, social și așa mai departe. Și după aia se întreabă, dar de ce? Păi, de aia. Pentru că două săbii nu pot intra în aceeași teacă. Dacă vrei ca bărbatul să fie bărbat, trebuie să-i dai spațiu. Că bărbatul nu știe să facă multe, nu? Știe să bată un cui, să facă sex și eventual ceva mâncare. În rest, prea multe nu face. Femeia e multifuncțională. Deci, dacă vrei să ai un bărbat, trebuie să-i dai spațiu să facă măcar lucrurile pe care știi să le facă. Chiar și așa, femeile vor să fie dominate de către bărbați. De ce unele femei au nevoie de un gram de violență, de forță nu, să nu fie... Nu neapărat violență, deci da, nu e poate violență. Poate nu-i cuvântul potrivit. Nu e violență. Dominare. Să-i spunem dominare, dar... Și asta este inclus în partea noastră biologică, în ADN, da? În ceea ce există ancestral în noi, străvechi. Bărbatul întotdeauna a fost cuceritor, femeia a fost pe protecție, da? A stat în peșteră și a crescut pui de dinozaur, ce a crescut acolo. Când bărbatul vine acasă, cum se întâmpla de-a lungul istoriei, că femeia era casnică, când bărbatul venea acasă, se simțea că a intrat stăpânul. Dar nu la modul violent, ci ca punct de sprijin. Ca punct de protecție, de referință. De-aia senzația de dominare. Nu este de dominare, este de protecție. De siguranță, de confort. A venit soțul acasă, nu mai sunt al nimănui. Deci nu mai atacă nimeni peștera. Bărbatul are rolul ăsta în relație și în general, de protecție. Adică dacă te atacă cineva, cine te apără? Și inconștient, femeia își dorește să retrească acel sentiment exact, de siguranță? Exact. Prin așa zisa dominare, în multe cazuri se întâmplă chestia asta, că e violentă sau nu, prin așa zisa dominare apare, e cineva care mă apără. Uh-huh. În multe cazuri se transformă în abuz domestic și așa mai departe. E greșit, clar că nu-i sănătos. Dar la bază există asta. Dorința femeii de a vedea că bărbatul este bărbat. Că are cine să o protejeze. Așa e de simplu. Cum ar trebui să evolueze societatea ca să îi integreze și pe cei minoritari, din punct de vedere sexual, să spunem, pe homosexual, pe lesbiene, să nu mai existe prejudecata asta? Care e părerea ta? Și de ce crezi că unii oameni ajung... Chestia asta a apărut una din... Frica omului de a vedea ceea ce, de a accepta ce este diferit de el. Adică dacă 99% sunt așa și 1% e așa, e clar că e frică. Da? Apare frica, cine-s virusul ăștia. A doua este influența religiei, care a transformat omul sau sexul, partea sexuală a omului, în ceva specific, în ceva anume. Uh-huh. Am luat organul sexual și l-am transformat într-o mare, într-un mare păcat sau într-o mare virtute. În momentul în care tu vorbești despre cineva la un anumit nivel, că te referi doar la mintea lui sau te referi doar la abilitățile lui sau doar la partea lui sexuală, ce faci? Tu îl limitezi, da? Da.
E ca și cum ai vorbit despre, numai despre masa asta din încăperea asta. Tu nu vezi încăpere. Omul ăla este capabil de mult mai mult decât ceea ce limitele pe care le impui tu, etichetele pe care le pui tu. Și cea mai urâtă parte, ce mi se pare mie, este să limitezi omul la comportamentul lui sexual. Ce? Deci nu contează ce face și cum face. E ok, există o grămadă de cutume, o grămadă de taburi în fiecare societate, în fiecare... Dar tu ca individ, uite-te, în momentul în care pui o etichetă de genul gay sau, eu știu, altfel, cum îi spui tu, da? Că sunt acum nu știu câte culori, nu mai e doar gay, e o paletă, indiferent cum îi spui, tu ai redus ființa aia la un organ sau la un tip de comportament, de natură sexuală. Nu este mizerabil? Complet mizerabil, dar cum putem să educăm oamenii către acceptare? Fiecare sau individ... De la generație, sau generația fiecare care vine. Fiecare individ trebuie să se educe pe sine. Da? Și rolul dar celor funcționează care... funcționează pe pas de prejudecată. Păi asta de-aia spun. Nu se educe un fiecare tâmpit. Individ trebuie să se educe pe sine în momentul în care este conștient că are, e adult, da? Are propria lui minte, poate să ia decizii personale. Dar poate e prea prost ca să-și dea seama că e prost. Nu există prost, există ignorant. Știi că am mai discutat noi despre treaba asta. Deci nu există prost. Fiecare în direcția lui știe ce are de făcut. Că este cult sau incult, că e ignorant sau nu, asta e altă istorie. Deci, ignoranță înseamnă să ignori realitatea. Realitatea, dacă e să o luăm și la nivel creștin, da? Și la nivel religios, dacă vrei să o iei așa. Din moment ce omul ăla există ca și tine pe fața pământului, înseamnă că a fost acceptat, nu? Cine ești tu să-ți permiți să condamni ceva ce e diferit de tine? Din moment ce a fost acceptat de către Divin, de ce îl condamni? Cine ești tu, cine îți permite ție, ce autoritate ești tu de-ți permiți să faci un astfel de lucru, să limitezi tu, să impui tu reguli? Deci dacă Dumnezeu vrea să-i trăznească, îi trăznea de la naștere. Nici nu ieșeau. Dar ei există. Dacă există, ce ai tu cu ei? Cine ești tu să spui ce e corect și ce nu e corect? Ești tu purtător de cuvânt al Dumnezeu? Păi el știe pentru el ce are de făcut. Dacă e ceva ce nu-i place, trăznește. Dispare instant. Ce e așa mare lucru? Dar despre războiul din Ucraina? E un război de ăsta tacit care se duce de zeci de ani. De după al doilea război mondial se tot duce o luptă de asta de extindere la nivel politic, social, economic și așa mai departe. Și evident, unde există un cuceritor, trebuie să existe și ceva rezistență, nu? Sau unde există tendință de ocupare, trebuie să existe și rezistență. Și, na. Dar per total, deci trecând dincolo de conflictul ăsta, care nu este unic, da? Nu este singurul, că până să ajungă la Ucraina, care e aici aproape de noi, câte au mai fost? Pe unde au mai fost, prin lumea arabă, prin Afganistan și așa mai departe, și nu s-a auzit nimic, că nu era lângă noi. Nu era în coasta noastră. Acum că e în coasta noastră, e... deci începem să ne trezim. De ce n-ai țipat când mor copiii de foame în Africa? Dacă ești așa de conștient și așa de treaz, de ce nu țip de fiecare dată când moare cineva din cauza unui abuz? De ce nu te doare? Te doare că acum îți bate ție tancul în graniță. Da? Deci, trecând peste asta, se demonstrează încă o dată că omul este încă un animal care răspunde doar la stimul de genul ăsta, de durere, de tensiune, de stres. Nu se poate înțelege. Și cât timp va exista violență în fiecare dintre noi, va exista violență la nivel global. Da? Dacă tu ești furios, eu sunt furios, Andrei e furios și tot așa mai departe, suntem o masă de oameni furioși, ce ne trebuie ca să sărim în aer? O mică scânteie. E suficient unul să-ți vină să înjure pe careva dintre noi, zic că de mama. Și toți avem mamă. Oh, te-ai luat de mama, de mama lui și de mama mea. Și tot așa mai departe, știi? Și uite așa, de la mame, mame și războiul. Te-ai luat de religia mea, te-ai luat de... Furia, asta e buba. Și pentru că există toată furia asta, plus condiționările care o mențin, e suficient numai să vină unul să zgârie un pic suprafață și poc. Când ai fost furios ultima oară? Când vorbim de furie, și eu mai înjur în trafic. Mai am câte o apucătură de asta, dar nu pot să spun că e furie. Deci eu nu pot să spun e că... E alint. Deci, de la tine. Deci eu chiar dacă mă enervez, să spun că mă enervez, nu are în spate furie. E iubire în spate.
Deci dacă te înjuri, numai din iubire se întâmplă. Ca becale. E ceva de, e un soi, chiar că e un soi de alint. Deci de ani de zile nu mai simt în mine clocotul ăla de răzbunare, de dorința de a demonstra, de a arăta că eu am dreptate sau... Ok, se întâmplă, da, e. Care e visul vieții tale? Nu-i niciunul. Nu, n-ai nicio aspirație? A, bine, dacă e să o iei din punct de vedere... Material, visul tău material. Nu am așa ceva. Sunt extraordinar de bine. Deci că discutam noi despre bani și despre... Ăla e doar proiect de business, se dezvoltă, se lucrează, dar în plan personal, pentru mine banii n-au nicio relevanță. Au relevanță pentru că pot să-mi plătesc facturile, sunt un instrument foarte bun, îți minunați ca sculă, să iei oriunde, ai un card, te duci, dar poți să stai foarte bine, adică viața mea nu depinde de bani. Știu că pot, eu pot să produc bani în orice clip, în orice moment. Asta nu e o problemă. E suficient, știi cum e, este o vorbă, că sunt bani pe stradă, trebuie să știi doar să te apreci să-i culegi. Asta nu e o problemă. Însă modul sau valorile la care mă raportez sau modul în care lucrez n-are legătură cu banii. Banii vin ca efect. Ținta mea nu sunt bani, sunt oameni. Nu mă interesează câți bani îmi aduce omul respectiv, mă interesează cum se simte omul. Sau ce beneficii obține din interacțiunea cu mine. Când omul este bine mersi și se pune pe picioare, ghiși ce va face. Pentru că universul este o vorbă. You can't outgive the universe, nu? Tu nu poți să depășești universul în a dărui. De ani de zile dai și dai și dai. La un moment dat înflorește floarea. N-are cum să nu bobocească cândva undeva. Mai devreme sau mai târziu, că se întâmplă în viața asta sau în următoarea, adică după ce mor eu, este irelevant. Contează doar că ceea ce am plantat aduce beneficii celor care au urechi să audă și înfloresc și ei la rândul lor. Asta e ce pot eu să fac, în condițiile în care astea sunt resursele pe care le am. Interviul de astăzi a fost educație pură și vreau să-l închei tot cu educația. Dacă ar fi să fii, să presupunem un exercițiu de imaginație, să fii ales ca predicator al neamului și să educi masele, dacă ar fi să ai un curs, un singur curs, la ce te-ai limita? Ce ai transmite? Ce ai predica? Ce ai preda? Practica care duce la meditație. Când omul este meditativ, n-are cum să fie în conflict. N-are cum să fie în război. N-are cum să fie destructiv. Deci dacă îl înveți să se uite la el, la un moment dat, după o perioadă de practică, ajunge să realizeze că toată lumea este în raport cu el. Că el este cel care creează lumea în fiecare moment. Deci, ai încercat să dezvolți abilitatea oamenilor de a ajunge la meditație. Exact. Aș introduce un școli de la clasa 1. Din start, de la grădiniță. Ăsta ar fi primul lucru pe care l-aș face, să zicem, ca proiect educațional. Să înveți să meditezi. Apoi, al doilea, să înveți să comunici. Eficient, curat, sănătos, fără furie. Un om meditativ conversează altfel. Și trei, să faci atâția bani încât nu mai ai nevoie de ei.